Aud de la cunoscuți, chiar și prieteni, că ei doar tranzitează județul Mureș. Eu cred că merită să petreceți mult mai mult timp aici. Veți întâlni comori ascunse, peisaje minunate și oameni prietenoși. Sunt vizii și-ți propun să descoperi împreună cu mine județul Mureș. O zi cu adevărat perfectă pornește cu o cafea proaspăt prăjită. Suntem la Târgu Mureș, reședința de județ a județului Mureș, mai exact în locul unde se află două dintre cele mai importante clădiri din oraș. Prefectura și Palatul Culturii. Dacă vrei să combini fitness-ul cu o priveliște uluitoare a orașului, acest turn este pentru tine. Bernadi Gheorghe a fost primarul care a inițiat dezvoltarea orașului Târg Mureș la începutul secolului 20. Clădirea a devenit o clădire impozantă, care până în ziua de azi este impozantă și va rămâne așa. Palatul Culturii este mândria orașului. Aici se întâmplă cele mai multe evenimente culturale de la începutul secolului 20 până în zilele noastre. Ne aflăm în fața uneia dintre cele mai frumoase sinagogi din țară, care poate fi vizitată de orice popor, conform inscripției de sus. Sinagoga din Târgu Mureș este o clădire de 120 de ani, care este casa unei comunități de evrei mult mai veche. Acest mic muzeu păstrează vie amintirea trecutului acestei comunități. Fiecare oraș are locația unde se servesc cei mai buni mici. Nici în Târgu Mureș nu este altfel. Haideți cu mine să vedem unde se mănâncă cei mai buni mici. Strada Boia este șanzelizeul Târgu Mureșului. Aici se întâmplă atât studiile, cât și viața de noapte. Toate deodată. Boia Ianoș a fost un adevărat rockstar al matematicienilor. Dacă teoria lui nu ar fi existat, nu ar fi existat nici teoria relativității a lui Einstein. Știți ce onorează acest monument? O teorie. Geometria hiperbolică. Aici s-au născut ideile noi și revoluționare. Biblioteca Telechiană a fost fondată de Telechi Samuel, care din toată Europa a cumpărat 40.000 de volume. În prezent sunt 200.000 de volume de cărți aici, în această bibliotecă, iar cel mai vechi dintre ele este Codicele Conți, care are o vechime de mai mult de 700 de ani. Mulți trec prin orașul acesta, așa că nici nu observă că în inima lui se află o cetate medievală, o oază de liniște și relaxare. Bulevardul cetății ne aduce atmosfera trecutului, dar mai important este că e cel mai romantic loc din oraș.
Știați că aceasta este cea mai mare și cea mai modernă grădină zoologică din țară? După o zi lungă ca asta și plină de evenimente frumoase, ce poate fi mai relaxant decât o sesiune de paddleboard? O să vă spun cum e după ce aflu ce este paddleboard. No, deodată cu mine ați aflat și voi ce este paddleboard-ul. Mi-a plăcut la nebunie, la fel cum mi-a plăcut toată ziua asta. Iar ziua asta o voi încheia cu o cină ușoară, iar voi sper să rămâneți alături de mine pentru că va urma.